Tata venea un gengeron în cui îi spunea Sfântul Nicolae. Dacă te-ai fi culcat neîncenat, te trezei cu Sfântul Nicolae pe scenare. 20 trage, treci de tocuri și te închină. Treci, că Dumnezeu tot da mâncarea, tot da băutură, că până să ne-a toți, deși nu știu. Sau să plecăm la școală fără neînchină mama, lasă-i să îndreptai, babă, că strajă ție 100 de centimă. Tremura mama înainte. Nu îi crește ca dobitoașele. Treci la rugăciune și care era mai mine, dădea ceva dimineața un pahar de lapte, îmi dă de dulce sau de ceai. Care nu, să nu mănânci dimineața, că nu-i pot, că vine de la școală. Că nu-i îmbăca dimineața, că sunt de la îngurdeau și ca poșilor în mâncarea dimineața, nu o crește nici. Că voi sunteți mai mari în clasa a 4-a, a 5-a, voi când îți vine. Aștia mai mic din clasa a 10-a, că eram mulți la școală. Dumnezeu să vieți, dacă te-a și prins că ai înjurat, sau că ai furat, nu mai cășeai cu el. Am găsit un căpeț, vinem de la Prășul din Stană. Un căpeț de cei de cai, mi-a jucut drumul. Eu l-am găsit și l-am luat din acasă. De el m-a întrebat de unde e lucrul așa. Tatăl l-am găsit pe drum. Dar de ce l-ai luat de acolo? Păi dacă l-am găsit, nu era nimeni acolo. Duce și-l du înapoi, exact din locul, că dacă nu se spânduri cu el. Cine ți-a spus să aduci lucruri străini la casa mea? Du-te ca acum ce gătui cu el. M-am dus tremurând și cătam chiar ca în praf. Băi, unii au fost locul să-l pun drept de unii l-am pus. De tata, dar poate tași, poate omul să-mi tași înapoi și-l găsește. Sau dacă nu-l lasă, îl găsească altul, tu lucruri străini nu mi-aduci la casa mea. Dumnezeu să-l ierte, a fost stăpân pe noi, îl pomenesc cu toată dragostea. N-a știut o carte, dar a avut cea mai mare înțelepciune, frica lui Dumnezeu. Mama, când se ducea la biserică duminica sărbătoare, era gospodar mare, avea 150 de iuri, 20 de vite mari, 28 de hectare de pământ arabil, gospodării mare. Mama avea să dea haine și de bune, de când era el tânăr, palton, șubă. El se ducea cu ițari, un fel de cioare, știți, cu ochii încalțați, cu ochii. Cu cășură neagră și cu blă, așa cu consumat. Cu cămașa albă, eu curăță mama. Dar nu iei cămașa așa e bună. Babă, hei! Asta-i fădurii, asta-i mândrii, dreșească. Eu am văzut pe Sfântul Ioan Botezătorul cu ochii. Și eu să mă duc cu șezmi. Nu iei șezmi, ce șezmi? N-am văzut nici pe Hristos cu șezmi, nici pe Sfânt. El o văzut în biserică pe Sfântul Ioan Botezătorul și cu ochii. Și îmi calță. Gata. Nu vreți să se mândrească cu nimic. Lasă-mă așa. Sfântul Nicolae nu mă dă afară din biserică, că n-am haine prea scumpe. Și tata a fost cârmă. Mama era bună la inimă de țăt milostenie, dar ea aș vrea și ei cu lumea, tot și mai lăsos și așa. Tata nu dă de bun. Când am început să plecăm la mănăstire, a plecat întâi frate, cel mai mare gerasă, și ca sori mea la maș. El îi boșeca după mor, după noi, că de ce plecăm? Tata, dă-le drumul, că-i cheamă Hristos acum. Dar ce ai să faci cu ta avere? Dar ei, dacă nu le trebuie avere, nici se întrebă. Știu eu ce să fac, au pământul și-a ta la sărac. Dar așa iese în casă. Dacă tata sau mama sunt buni, negreștiți și copiii să știți că mergi pe urma lor. Nu se poate, este un cuvânt bătrânesc, dar foarte adevărat. Că sușica nu sare departe de la trun. Ori de-i rău, rău se face, ori de-i bun, bun. Nu se poate că n-a venit un copil în casă pe tatăl cu posești toate Sfintele postul de pe seama și miercuri și vineri și merge la biserică și face milostenie, se mărturisește din fiecare post și nu jură, nu fură, nu se îmbată, nu face alte răutăți. Nu se poate copiii acelui om văzând pe tatăl cu icoana vieții acestea în casă, în fața lui totdeauna, să nu se facă bucur. Iese, cum spune Sfântul Tanase, Limanu, taci tu să vorbească lucrurile tale. Sunt Ioan Gur de Aur se cade preotul, deci se predice în trei feluri. Cu mâna, adică să scrie. Cu vorba, să înveți. Și a mai înaltă predica lui este cu trăirea, cu viața. Că dacă viețul părintele așa, părintele ține la apostol, părintele faci ruga frumos, părintele așa, așa și în casă, în familie. Dacă părinții sunt buni, copiii urmează pe ei.
Și chiar de-ar uita ei până la o vreme, că se duc în societate, cresc mai mari. Îmi spun oameni, părinte, când era acasă la mine, poți ce, nu înjura, mergea, acum s-a făcut răi. Să-ți spui o pildă. Să face rău, dacă îmi dă de-o necas, tot ce-am lăsat acasă face. La nacaz, te aduci aminte și i-a zis tata și mama. Când merge bine, cam uită. Dar și 7 ani de acasă nu iese din inima lui. Dacă a avut părinți buni, l-a învățat de mic tatăl nostru, și credul, și rugăciuni, și Sfânta Cruce, să margă la biserică, să postească, să nu înjure. Intră adânc în inima lui și când dă de un necaz, măi, tata și mama, așa m-a învățat. Am să vă spun o istorie. Eram stare la o mănăstire sfată, era acolo în Bocovina, lângă o țară Bocovina. Eu am fost aici 7 ani stare și-am făcut și-am la Pudna. Și acolo am călugărit vreo 50 de frați călugătine, că aveam aproape 100, fără câțiva acolo. Odată, un frate a unui călugăr, Ignatie, a venit în concediu, sergent. Pe vremea aceea se făcea o educație politică contra bisericii, pe vremea aceea. Acum nu se mai face, acum e multă libertate, toate primele. Da, soldață, când un locotenent care le spunea acolo, măi băieți, nu-i Dumnezeu, nu l-a văzut, soldatul țăs râd eu. Pentru că țăs era crescut în frică al Dumnezeu. N-am mai auzit să-i până atunci de spui că nu-i Dumnezeu. S-a întâmplat, el își face datorie militarul, foarte bine, trebuie să facă ordine. Dar aici râd eu pentru că n-am mai auzit una acasă, că nu-i Dumnezeu, până atunci. Toma atunci era la câmpul de instrucție să facă instrucția individuală. De la stânga, la dreapta, salutarea de mărs, asta care se face fără arme. Era așa armele, a făcut piramidă de arme, de răniți, și venea o ploaie mare, groaznică. Tunașul fugera din sus. Și ei când a văzut că vine ploaia, cei care era acolo încheitori de pluton, de grupi, era așa, era un batalion acolo. A zis, bă, ce facem? Ne prinde ploaia, un cotro fugim. Era departe de la ei, ca la 1-2 km, o șură de paie mare, unde a trăiera mașina. Și o șură acolo. Unii a crezut că nu era sate de acasă. Domnul Codin, domnul capitan, și ne arăt și uite și mergem de ploaie acolo. Da, mă, arma în cumpănire, ranița în spate, fața alergător, fuga mare, cum a dat. Și când a ajuns de lângă șura așa de paie, îmi povestea asta. Și, părinte, și când a trăsnit odată, s-a făcut o lumină, cred că a trăsnit pe aproape. Atunci țăl soldatul fășea cruce. Fășea și ofițerul cruce. Și am mai trăsnit la 2 ore, soldatul fășea și metania. A crezut cât prăs. Așa pot apăr și ofițerul metania. Dar s-a domnul Conin, dar parcă Iisus lui Dumnezeu. Stași, băi, stași. Și așa ne sub mama acasă. Așa ne sub mama când era mică, dacă nu trăsnești, e dracu aproape și trăsnește pe tine. Când a văzut că trăsnește și a adus aminte și ea sub măsa acasă, să n-o trăsnească. Așa se întâmplă cu ăștia care zic că nu-i numai din gură, iar în inimă crede. Când dă de un acas, mă, ies din el. Așa și voi. Chiar dacă zice el, el o s-o înțineră, s-o lua cu altă societate, s-o amestecat cu altul, și așa de mândrie nu vrea să zică că nu-i Dumnezeu. Dacă n-a dat pe front, sau în altă parte de un acas, sau de o boală, sau de o primejde, când a vedea că i s-a l-auz pus în chin așa. Când inima lui se dă de mama lui de acasă, de tată, se dă de frica lui Dumnezeu și credința lui Dumnezeu și așa e biruiește până la urmă. Și tot creștin bun moare dacă mi-a ta l-a învățat. Iar dacă nu l-a învățat de mic frica lui Dumnezeu și credința, așa l-ai om disorientat. Când dă de un necaz mare, ori își face seama, ori se împușcă cu tare, că el n-are nădejde că este o viață vremne cu dincul de mână. De așa e, vă spun să aveți mare grijă să creșteți copiii în frica și iertarea Domnului. Noi, poporul român, suntem prămăziți creștini ortodoxi de 2000 de ani, de la colonizarea dată, de la anul 101-103. Sfântul Apostol Climent, Vășenicul Sfântul Evanghelistul, care a trecut Dunărea izgonit din împăratul 3 ani, el a făcut peste 100 de biserici din coași de Dunăre. Și Sfântul Apostol Andrei, care a predicat în Scipția Minoră în Dobrogea, și apoi a trecut până a pus crucea pe dealul Chievului, Sfântul Apostol Andronic și Iunia, sora sa, care a predicat până la Iași, până la Bratislava, a adus vestea așa bună a Evangheliei, tugma de pe timp împăratul Traian și puțin mai lume până la Adrian. Deci suntem creștini nu ca bulgarii de la 840 sau ca ungurii de la anul 1000,
sau ca asta acum a fost rușit la anul 890. Noi suntem de 2000 de ani creștini. Poporul nostru e prămădit în dreapta cănii de 2000 de ani. Și eu nu pot să desprind istoria poporului român, de istoria bisericii, ca trupul de sub. Deci eu vă spun să rămâneți în credința strămoșească, să o păstrați cu toată inima, să creșteți copiii voștri în frica și iertarea lui Dumnezeu, să vă fie dragă biserica, să ascultați de preot. Și ce ai apucat tu de la strămoș? Biserică, icoană, cruce, Sfântul Maslu, Agheanu, spovedanie, post, înmormântare cu preot, cruce, icoană, coșeia să mărțuși, așa să vezi moștenire la copii. Dacă vrei să fii român adevărat și creștin adevărat. Eu am o lucrare care acum a aprobat-o Consiliul de Stat, călăuză spre cunoașterea și apărarea credinței strămoșe. O sexologie a fost domnul ministru al culturii, am stat aici la masă cu dânsul alaltei și cu părintele directorul de la Institutul Biblic, Părinte Ananie. Și mi-a spus că a aprobat-o și poate am să o mai multiplicăm. Ultima corectură o trimit am avut pentru editură, că aveți aprobat și de patria și de... S-a aprobat 3.000 deocamdată și acum am avut discuții cu un jehovist. Trimis aici, l-a trimis chiar securitatea, să-l lămuriți. Jehoviștii o sectă cea mai periculoasă din țara noastră, că nu recunosc nici conducerea de stat, nici conducerea bisericească. Și eu l-am lămurit cu omnii plângând părinții lui să-l lămuresc, dacă nu vreau să înțeleagă, că i-am arătat. L-am întrebat aici, era acasă, cum sunteți dumneavoastră acum? Mă, Jesus, Jehoviști, lăcătuș mecanic, din comuna Piperiu și face la Piatrania. Dacă ești Jehoviști, să-mi spui mie, Jehova-i Dumnezeu, da. Trebuie să-L ascult, da. Legile lui Jehova trebuie ascultate, da. El era cu Biblia. Eu am deschis sexologia, capitolul meu, statul în concepția biblică. De ce ne supunem noi stăpânirul, de ce plătim dări, de ce înseamnă stăpânirea, de ce trebuie să ascultăm stăpânirea, de ce ne rugăm pentru cei din dirigătorie și celălalt. Că noi avem datorie mare să ascultăm de stăpânire, să o așeștim, să ne supunem, iar blăsămasă ieșea, nu pot să recunoască nici o stăpânire, nici așebină, nici așebiserică. Și atunci zic, dacă tu zici că Jehova-i Dumnezeu și Jehova trebuie ascultat și legile lui trebuie ascultate, ia deschide la Romani 8:1-5. De ce spune acum? A deschis fiindcă era casa plină de lume și citea printre dinți. Bă, citește tare, că eu Biblia, să citesc eu. Să audă lumea asta ce scrie acolo. Și supuneți-vă stăpânirilor, că nu este stăpânire decât numai de la Dumnezeu. Auzi, mă, Jehova-i Dumnezeu? Da, ai auzit că ți-a pus stăpânirii pe pământ. Ia citește și la paragraf. Celălalt și nu supune stăpânirii, legii lui Dumnezeu să împotrivești. Ai văzut, mă? Tu ești Jehovist? Tu te lupți cu Jehova al tău, mă! Tu dai cu piciorul în trânsul, tu n-ai ascult că el ți-a pus stăpânirii și dacă nu te supui legii și rânduieli, să te împotrivești. Cum ești Jehovist dacă te lupți cu Jehova? Că Jehova zice că e Dumnezeu. Ai văzut că nu ești Jehovist? Ești un trădător de țară și un blasfemat. Le-am spus la oameni, uitați-vă! Uitați-vă neghine prin gru, uitați-vă blestemațele neghine care atacă și biserica și stat. Zic, ia mai deschide în altă parte. Eu eram cu sexologia chiar la capitolul 30 sau 63, că aici am și un îndrumător biblic cu trimiteri mai precise și pe tratat pe larg acest capitol, în capitolul 30. Ia deschide la acolo 1 Petru, cu epistola întâi sau bănuția, 2:3-18, ce spune acum? Și supuneți-vă stăpânirilor celor mai înalte și dați-le știință și vă rugați cei din delegătorii ca să fie în pace și celorlalte. Iar dacă nu te supui, ții minte că nu-ți a dat poartă sabia. Că ai văzut? Dumnezeu l-a pus cu sabia. Și tu crezi? Apoi tășe din gură. Nu tășe. Spune ce crezi. Și i-am deschid acolo la Corinteni. Dă-i șerui cu șinția șinții, șerui cu daudea daudea, șerui cu frica frica. Doar avem atâtea scripturi care ne arată să ascultăm de stăpâniști, să-i șinsim, să ne rugăm, că nu se poate.
trăie pe pământ fără stăpânire. Dumnezeu a pus stăpânire, plecăm în jertfă pământ. Și la urmă, părinții lui mi-a sărutat mâna plângând. Părinte, doar era credincios, mergea, dar s-a întâlnit cu alții la Piatra Neamț, la o fabrică și orice, cu șa mie de acolo. Băi băieți, câți ani ai? 24. Băi frumos, bănic, îmbrăcat, bine. Mă, mi-e miră de tinereța ta, mi-e miră de viața ta. Că sunt mult nu ești liber. Statul ăștia îi restează. La întorsura Buzăului a manifestat contra statul, cu tunurile am cum era statul. Ia pe 400, odată i-a luat. Că ăștia sunt foarte periculoși. Dar mi-e miră de sufletul tău, mă. Sunt dacă mulți cu așa altă conștiință, pe sufletul pe totdeauna, că nu ești după legea lui Dumnezeu. Sadul de la mine, mă s-a stat să mi-a sărutat mâna, el a făcut o plecășină, așa și a ieșit, cu Biblia lui în mână. Peste 5 zile s-a dus unii trebuie, că l-a luat 6 ani. Nu-i mie sufletul statul, dacă ăștia sunt șpioni, aici ne strică nouă toată rânduiana. Aici sunt dragi, nu recunoaște nici conducerea biserică, nici ceilalți. Dacă nu ascultăm de Dumnezeu să ne supunem legilor Lui, să cinstim de stăpânire și noi, suntem pierduți. Ca apostolul Pavel trăiește pe timpul Nero, înțelegi? Așa la nu era credincios, dar nu de libertate credință, cum e libertatea mea. Și spune și cine se supune stăpânirul legilor Dumnezeu să împotrivi. Și cine era stăpânirea? Oare acum când ai biserică și patriarh și metropolit și preot în casă și îți dă voie să faci liturghie și amuz nu te supui, e cea mai mare nebunie absurdă, cea mai mare rătăcire, pentru care creștine să urăști stăpânirea sau să nu te supui sau să nu cinstești. Când vezi că îți dă voie să închini, să mergi la biserică și să-ți faci liturghie și să faci veșenie, să faci mormântare cu preot și toate slujbe. De aceea vă spun, fiți cu mare atenție. Când îți da peste dragi de ăștia, iehoviști de ăștia sau alții care nu cinstesc stăpânirea și nu ascultă de biserică, fugiți ca de dracu, mai mult ca de dracu, că dracu de cruce fugi, dar nu fugi de cruce. Ăștia sunt dragi încarnați, dragi cu trup, dragi fără coarne, mai râi decât acei cu coarne. Păziți-vă să știți una, biserica noastră este mama noastră duhovnicească. Ea ne-a născut pe noi la Dumnezeiescu Botezi prin apă și prin Duh și biserica noastră nu poate grijă de sufletele noastre numai cât suntem vii și după moarte. Nu vedeți că facem panașii și liturghii și pomenii prin biserică, că biserica e trupul lui Hristos și toate câte s-a dus prin trupul să duc la capul ei, la Hristos în ceruri. Biserica e sâlp și întărirea adevărului. Biserica ne-a născut pe noi prin apă și prin duș, avem darul punerii de fii al înfierii. Noi suntem fii Dumnezeu după dat prin biserică. Cine s-a rupt de la biserică nu mai este al lui Hristos și al satanii. Au ce spune Hristos, eu sunt bun și mubit, adică trunciu. Voi sunteți ramă. Dacă Hristos e trupul, înțelegi, al bisericii. Ramurile cele mai mari sunt arhierei, mitropoliți, cele mai mici preoți, cele mai mici creștini. Toți trebuie să aparțină de celălalt trunchi. Cine s-a rupt de la trupul Bisericii lui Hristos, îi asemnea, uite, dacă ai vedea un copac înflorit sau un până sus, sau cu roade până sus, și o creangă se rupe și cade jos, mai rodește așaia? Așaia se usucă, fie înflorită, fie erodică. Și o așteaptă focul și nimic altceva mai mic. Așa e cel care s-a rupt de la biserică, s-a rupt din trupul lui Hristos, că biserica e trupul lui Hristos. Că zice, eu sunt bușemul vieții, voi ramuri. Toată viața care rămâne într-o mine aduce roadă multă și care nu rămâne să taie și în foc să arunc. Păziți-vă, Doamne ferește, nu vorbiți cum spune Sfântul Ioan Evanghelistul, cu cei că ne auzi că spune să n-ai Sfânta icoană în casă, sau cruce, sau preot, sau biserică, nu numai că nu trebuie să vorbiți, nici bună ziua să nu-i zic. Și nici în casă să nu-l primești. Așa spune Evanghelistul Ioan. Nu-l primi, că aduci o treabă, aduci pe Antichrist, aduci pe Satana în casă cu tine. Nu, toți care nu sunt fii ai bisericii adevărați, toți în care nu trăiește și țara și biserica, așa nu sunt nici români buni, nici creștini buni. Îți spus regaie societății. Și de aceea, păziți-vă să nu miți în atingere cu ei, păziți-vă din învățătura lor. Pentru că dacă aveți părinți drept credincioși, și aveți și preoți și biserică,
Îl mă învață totdeauna. Iar dacă venește pe la noi, eu sunt obosit, cât de căldere am avut dimineața pe aici. Și a trebuit să stau cu fiecare oleacă și mă duc undeva să mă ascund, că eu numai așa mă apodine, mă ascund și îmi cui undeva și spune că nu e acasă. Și atunci pot scapa de oameni, sau eu nu pot scapa. Că eu sunt singur și oamenii sunt mici, nu pot să ne rezistenți cu atât. Dar fiindcă l-ați poposit oleacă pe la noi, vă spun să aveți frica lui Dumnezeu, să creșteți copiii în frica lui Dumnezeu, să ascultați de părintele și de biserică și pentru toată viața voastră nu uitați frica lui Dumnezeu. Că frica lui Dumnezeu vă păzește de tot lucrul rău și vă duce la împărăția cerurilor. Amin.